Salutare, bine v-am la un episod din Creativerse. Haideți să continuăm să facem și în episodul de astăzi. Am fost și am adunat eu semințe pentru că vreau să mă apuc din nou de grădină. Data asta vreau să o fac într-un mod diferit. Haideți să vă arăt ce vreau să fac eu în ea. Da, să scăpăm de tot ce avem pe aici de trebuință, adică astea. O să merg eu și după diamantele acelea, că le vreau neapărat. Dar vreau să mă ocup și eu puțin de grădină, că am văzut, uitați, aici în craft. O să-mi craftez eu ăsta. Garden Attract Torch. Deci, nu știu ce face, dar văd că e pentru... Mai e o Garden Attract Lantern. Mai multe chestiuțe de-astea. Și o să le craftez, că dacă îl craftăm pe ăsta, după avem acces și la celelalte. Așa că e ok să-l craftăm. Deci, bun. Hai să vedem ce ne trebuie pentru a-l crafta. Unde ești? Unde ești? Aici, bun, ne mai trebuie un craft attract torch. Îl vedem. Asta e attract torch 4, arcstone și stone rod. Asta nu e greu de făcut pentru că le avem deja. Arcstone-ul acela pe unde e? Că știu că am o grămadă. Aici. Da, 56. Și avem, de astea să nu mai facem noi, să le craftăm. Am decât 3. Le luăm. Ne trebuiau 8, parcă. A, 4. Bun, decât facem decât una. Să o punem repede la făcut. Perfect. Da, face 8. Vorba, face una și îți face câte 8. Și ne mai trebuia atâta. Și pentru ăsta ne mai trebuia ceva. Nu, îi dăm unlock și după vedem ce ne trebuie pentru el. Și m-am gândit că dacă o să facem chestiunile astea, poate să ne ajute la grădină cu fertilizatul acela, că asta scrie, este, nu este fertilizat. Așa, atunci o să încercăm să facem fiecare de asta ca să vedem dacă fertilizează, dacă se întâmplă ceva. Tare, eu sunt curios, cum trebuie să supraviețuim într-un fel din grădina asta noastră? Asta. Bun, i-am dat craft-ul. Ce face? A, face lumină. Probabil lumina asta l-a ajutat pe el să se fertilizeze. Uite că nu avem făcut acum. Dar totuși vreau să-mi construiesc și grădina. Ne trebuie apă. Și atâta. Că restul avem, semințele le avem. Bun, trebuie să astup neapărat găuroiul ăsta aici. Am încercat experimentele mele nebune. Ne mai trebuia niște dirt totuși. Că nu o să mai arate așa. O să vreau eu să modificăm. Să ne apucăm și de ferma de porculeți. Oh. Deci avem o grămadă de făcut. Dar avem acum amănușa asta. Uitați cât de repede culegem toate astea. Deci nu e o mică problemă. Foc. Uitați cât de repede le culegem. Deci merg așa pur și simplu cu click și le culeg. Uite, hop, 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 fac, 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 fac. Foarte simplu. Bine, am luat deja câte avem. 51. Hai să astup astea, că nu mai vreau să arate așa. O să modific eu. Am văzut un tutorial pe net și chiar mi-a plăcut. Haide. Hop, hop, haide. Hopa, hopa. Chiar mi-a plăcut tutorialul la pe net. Nu uitați, dacă vă place seria de Creativerse și vreți să continui, nu uitați să apăsați butonul de like, un share și un subscribe. Mă ajută tare, tare mult. Mă motivează să fac episoade în fiecare zi, dacă este posibil. Dar avem și ceva serii noi pe canal cu CSGO și CSGO deocamdată se bucură de un oarecare succes. Până la început, deci nu râdeți de mine pentru că nu știu să joc CSGO, dar încep să mă descurc destul de binișor. Dacă ați văzut episodul de azi dimineață, se vede acolo că am fost MVP-ul meciului. Deci se poate, ușor, ușor, deprind și eu puțin mecanicile jocului. N-am vrut să mă antrenez ceva înainte și după să fac video, că nu știu, parcă n-ar fi fost corect așa, adică vreau să vedeți și eu, în primul rând, vreau să văd evoluția mea de la început până la sfârșit. Un teren destul de mare aici pentru grădină. Vă arăt eu cum m-am gândit ce să fac grădina. Eu, într-un mod simplu, dar cred că e destul de eficient. Am scos și astea de aici, frumos. Bun. Dacă o să fie grădina noastră așa, deci o să facem un pătrățel din ăsta, o să punem apă, și acum, tab, o să facem așa.
Oh, uite, m-am oprit la fix la final. Dar cum o să fac? Uite, o dată așa. O dată așa. O dată așa. Uite, și deja aici avem asta făcută. Ia, vreau să scot eu, că îmi stă mie în ochișori așa. Uite, deja astea le avem făcute. Pac, 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 pac. Am putut să le plantăm foarte ușor. Că nu sunt fertilizate. Asta înseamnă că nu au apă suficientă sau o fi de la... Ia să punem noi niște lumină. Păcă nu zice nimica. Eu o să le las așa. Eu cred că e suficientă apă, adică are și de aici și de aici. Și așa am văzut în videoclipul acela. Păcă lucex totuși, deci eu cred că ăsta e... Ele lucez. Bun, și ar trebui să punem aici. Punem apă. După, facem... Mereu mă încurc aici. Haide, haide, haide. Nu, asta. Bun. Facem așa. Vedeți? Și e parcă, nu știu, mult mai bine toată treaba asta. Mai mă duc și în partea asta, nu mai mă duc în partea asta, e suficient până în locul ăsta. Așa. Deci, acolo, acolo, mi-am să pun aici. Haide tot să pun și sus acolo. Nu văd eu cum mă egalez cu ele într-un fel sau altul. E să fie o soluție. Bun. Uite cât avem. Deja cu două d-astea avem, uite câte d-astea ude sunt aici. Nu arată ea foarte estetic așa, dar totuși eu cred că o să funcționeze. Nu sunt fertilizate. Astea nu știu care treabă cu fertilizarea astea ale lor. Eu am făcut ăsta, o să-l fac și pe celălalt. Poate, poate totuși reușim să fertilizăm toată treaba asta. Deci, o gaură pe acolo sau ceva de genul. Nu știu. Bun, și facem așa. Vedeți, e foarte simplu sistemul. E deloc complicat. Se audă absolut toată grădina așa. Păi deci doar câteva d-astea. Foarte simplu. O să... unde ar putea să scot? Nu, 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 am stricat sământ. De acolo. Stai. Nu, nu-i bine. Nu. Ah, nu pot să pun acolo. Mințele astea, cred că și de aia nu puteam să pun. O, doamne, am stricat eu toată treaba acolo. Dar pe aia tot cură acolo. Așa, bun, am stabilizat-o. Bun, așa. Și aici avem asta deja făcută. Putem să facem asta și încă una în față. E cam așa o să fie cu sistemul. Am să continui eu în... un episod viitor, ca să nu vă plictisesc foarte tare cu construcția grădinei. Dar eu am vrut doar să fac astea, să vedem treaba cu fertilizatul, dacă acum chestiuțele astea chiar o să meargă. Eu le-am pus așa la nivelul solului. Dar vreau să pun și pe asta sus așa cum am pus-o. Ia. E, da, uite, mai bine o pun așa lângă apă. E un monstru de ăla, aș vrea să-l batem. Nu, nu, nu. Ce am făcut? Am pus o am pus și am golit toată asta cu apă. Ha? Foarte bine. Ah, bun, gata. S-a pus. Și vedem acum noi dacă am făcut ceva cu toată treaba asta. Arată fain și chestia asta chiar luminează destul de mult. Dacă apăsăm pe F, vedeți, le oprim. Bun, le lăsăm așa să vedem dacă chiar se întâmplă ceva. Vedeți, să dăm câteva bucăți la asta, ups, tip greșeală. Ia vină, mă, frate. Vino, că de mult am boală cu tine. Ui, lili, dă-ul ăsta. Nu, frate, stai. Ia să încerc să-l blochez așa, într-un fel. Ha, bun. Mă știu ce-a sunt păstălăi. Uite, vedeți, l-am blocat acolo. Dăm bucăți acolo. Haide. Bun, perfect. Vedeți cum l-am blocat și l-am prostit. Am luat ceva nou acum. Strong horn scria pe ăla. Ok. Nu hai să luăm astea. Vedeți cum l-am păcălit și l-am bătut. Vreau eu cât de curând să mergem într-o nouă aventură. Către un tărâm înghețat. Acolo vreau să văd că îmi trebuie pentru anumite chestii miru, ice, ceva de genul, știți? Mă gândesc că o să o găsesc în peșterile alea pe acolo, doar trebuie să săpăm ceva mină, neapărat. Să vedem ce e pe acolo.
Cred că chiar asta o să plecăm în direcția aia, că știu unde este direcția de mers. Este undeva încolo, așa, dar durează foarte, foarte mult. Nu știu sigur dacă o să mergem. Vedem ce putem să facem în episodul de astăzi. Și vă rog frumos să lăsați în comentarii idei pentru construcții. Ce ați vrea să construiesc sau ce ați vrea să vedeți, nu știu, habar n-am. Eu am câteva idei, dar aștept și ideile voastre să nu fac așa de capul meu singurel. Pentru că e mai bine când comunicăm și ne stabilim niște idei împreună. Ia să facem cu asta. O mai pot planta oare undeva? Avem niște ghivece din astea. Ia să pun eu un ghivece aici. Vedem se întâmplă ceva. O, F. Poate Markstone-ul ăsta. Nu pot să o pun, nu? Ei. Ei. Au dispărut. The fuck? Hai să dau un loc la asta. Unde am dat unlocked. Pot să dau un loc și la asta. Ok. Dar unde am pus eu astea? Că nu le văd. Mi-au dispărut. Le-am aruncat pe jos pe undeva. What? Serios, frate. Dă-mi alea înapoi. Alea erau pâinea mea. Așa mi-au luat pâinea de la gură. Serios. O lasă, ne lăsăm asta aici. Și mergem. Nu e relevant, așa că avem ce mânca. Mâncăm niște ciupercuțe din acelea dacă este nevoie. Că nu putem să ne facem... E pus mai deblochești ceva. Ok. Advanced Heal Potions. Fain. Putem să ne facem de astea și ne dă heal mai mult decât o grămadă. O să ne aprovizionăm cu astea. O să fac eu sabia cea nouă. Cine trebuia Iron Obsidian? De Iron ne trebuie să ne facem. Dar nu era mai tare... Uite, vedeți? Collect Arctic Miru Ice. Deci probabil trebuie să mergem în valea aia încolo și putem să ne facem. Dar nu știu, nu e mai puternic genul Obsidianul decât Ironul. Ne putem face asta, ce ne trebuie? Feral Pig's Spur, Frânghie, Obsidian Root, da, le avem. Ia să vedem dacă avem tot ce ne trebuie. Știu unde putem găsi piele din aceea. Aici. Avem eu ceva cu colțișor din aia. Uite că am văzut eu odată. Excavator. A, cu asta am folosit. Ne bubuie toată... E bubuie toată șandrama, o chestie aia. Uite, asta era. Ia, asta e. Nu, la. Haide, scoate-l. Așa, perfect. Da, dar ne mai trebuie încă unul. Dar de la ce l-am luat noi pe ăsta? Exact pe unde l-am cules noi, dar l-am cules noi de undeva. Ia să mergă puțin încolo să văd. De fapt, mă duc încolo. Nu, 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 Doamne, trebuie să stup găurile astea neapărat. Să vedem astea, mișcă ceva aici. Nu sunt fertilizate. Nu știu, frate, ia să fac eu așa. Am pus eu acolo aiurea. Dar vreau să încerc ceva. Deci, vreau să inund astea cu apă. Așa. Să vedem acum, te fertilizezi sau nu. Fiar, mamă, treabă. Deci, dacă încerc acum, te fertilizezi. Nu fertilizezi. Nu știu. Îl lăsăm așa. Să vedem dacă cu lanternele alea reușim să facem ceva. E deja 8 seara și trebuie să dormim. Să nu ne prindă seara, dar nu-i bai merem încotro. Avem torțe, avem 23 de torțe la noi, avem și săbiuță. Ne merg încolo către savană. Nu-i departe savana de noi, uite ăștia. Ia, hai să încercăm să-i batem, suntem cam low HP-ul. Dar ia, hai să băgătem prin puterea rugăciunii, ia vină mă încoa. Vină încoa, frate. Nu, 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 nu. Ia, să văd dacă putem să-i păcălim. Dacă l-am păcălit. Deci e simplu, îi batem. Foarte este prins de anumite trucuri în jocul ăsta și imediat îi poți face și așa o să captăm și porci și tot ce avem nevoie. Ia să vedem asta ce-o dat. Deci nu asta a dat chestia aia. A dat niște frânghie. Deci hai să mai mergem mai departe. Tu, porcule, tu nu dai nimic, clar. E slăban.
Acolo se vede, nu știu, sabia asta așa de obsidian cu mănușa asta faină de cu iron și tot ce are nevoie pe aia. Ăștia nu vreau să mă bag cu ei, că nu cred că o să dea nimic. Hai să mai mergem în față, poate găsim... În minte, parcă unde am văzut, era undeva în Mlaștină porceia de care aveam nevoie. Ce m-a aruncat apa. Deci ăștia nu dau mare chestii, deci nici nu ne mai complicăm viața cu ei. Să pap o ciupercă, că după că avem o ciupercuță aici și ne refacem și HP-ul. Nu uitați, dacă vreți să jucați asta cu mine, tot ce aveți de făcut e să căutați numele de Trick or Beer la mape acolo. Să mă adăugați pe mine pe Skype, aveți Skype-ul în descriere acestui clip. Și tot ce aveți făcut să mă adăugați, să-mi spuneți dacă vreți să ne jucăm Creativeverse. Se pare la un moment dat că mi-a zis cineva pe Skype, dar am fost ocupat în perioada aia. Uite, ăștia sunt. Loc că i-am găsit, vedeți? Ia vino, frate, încă. Nu, că ăsta e mai deștept, se pare. Nu, nu, nu. Hai că băiatul nu e așa prost. Nu, hai că încerc așa să mă feresc. Vine pe la spate, păi să nu pot să-l prostesc ca pe alții. Mamă, ce bucată mi-a dat! Da, bine că știm acum unde îi găsim. Nu am pierdut foarte multe chestii, că nu cred că aveam ceva foarte, foarte important pentru sănătatea mea pe acolo. Dar vreau să mă întorc, să-mi fac niște poțiuni din alea și să o luăm tot înainte, tot drept, ne recuperăm și itemele astea și mergem încolo către jungla aia. Către junglă, pardon, către Lenul a înghețat. Dar am văzut eu aici că putem să-mi fac ceva teleporturi, adică să nu fiu dependent doar de unul sau mai multe. Dar problema era, sunt sigur că l-am văzut, sunt foarte, 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 foarte sigur. Chiar am zis, eram off camera sau chiar filmam, nu mai țin minte exact. Eram zic eu, te pot să-mi fac să mă teleportez înapoi ca să nu mai stau așa tot timpul. Dar care o fi... Ed. Astea n-au treabă. Da, bla bla bla, ori. Nu sunt astea. Aici avem ce... Aft. Ia. Uite-l. Ăsta-i. Obsidian, slab, magnet și... Nu-i greu deloc. Avem obsidian mai mult decât o grămadă. Obsidian. Avem și materialul ăsta ca să-l punem la prăjit. Nu ne ajunge. Ia 4. Atunci coal. Coal găsim peste tot. Deși mă oftic că nu mai am niște fuel de ăla. Să fac atâtea ajungi. Câte din... Ia să vedem din... ieri să vedem câte de-astea fac. Da, unul nu aici. Deci îmi dă 2. Și de aici de câte avem nevoie? De 6, am nevoie de ceva. Ce să mai punem? Dacă pun așa, nu merge. Ia, luăm așa. Deci avem 4, ne mai trebuie unul singur. Perfect. Bun, și avem și 6 de astea, ce ne mai trebuie? Craft, magnetium, 8 rud. Putem să ne facem și de astea într-o clipită. Așa. Rud 8, perfect. Dar nu mai avem, cred că le-am pierdut prin, când am murit acolo. Uite și magneții. Și magneții, am scos, scoate magneții la voi. Ia pleacă mă crabule de aici. Uite să-mi pun geamul acolo. Hai odată, fă-ți numărul. Așa, te-ai activat ca să mori. Bravo tu, bravo, bravo. Ia să-mi iau eu cam sticlă aici, chiar 2 bucăți. Să mi le pun înapoi aici, că uite mine toți crăbișorii ăștia în casă și m-am săturat de ei să iau prin căsuța mea. Abia aștept să ne facem chestiile alea cu lumini, cu ripitere, cu tot felul de astea, când fac o discotecă în copac. Mă jur. Deci mă duc în vârful cel mai înalt copac sau mă duc în vârful alea acolo și îmi fac dita mai discoteca cu chestii colorate și cu luminițe și cu tot fain. Bun, am luat și pe astea. Și ăsta. Așa, perfect. Hai să iau astea. Hop, hop. Perfect. Deci ne mai trebuie încă 2. Asta e gata, în curând. Perfect, e gata.
E bun, să face și ăla imediat. Nu știu, mă gândeam, tot spun că vreau să fac laboratorul la secret, unde o să înțeleg toate nebunile și asta o să fie doar căsuța pentru dormit și dormitori, sfragerie și tot ce avem nevoie. Dar nu știu unde să mă duc să fac laboratorul ăla. Mi-a zis cineva să-l fac la baza unui copac. Astea cresc aici. Nu se fertilizează. Nu înțeleg fertilizatul vieții. Ce trebuie să vă fac eu cu fertilizații? Vă dau cu grenadă. Ce vreți să vă fac? Estamină. A, nu, cred că. Ce trebuie să ne mai facem? Deci le-am avut pe ăsta, ne trebuia ăsta. A, uite, asta ne trebuia. Deci, Garden Attract Tor. Ce să-l facem noi? Să vedem, fraților, dacă cu astea se fertilizează. Deci, chestia asta nu era, era că pentru unlocked. Hai că nu-i bai. Le punem și le facem imediat, că ne mișcăm destul de repede, că avem toate materialele, nu trebuie să stăm să strângem absolut nimic. Hai să ne mai punem să mai facem niște de ăsta. E bun, deci avem Garden, deci Arcstone Obsidian Rune ne trebuie. Niciun fel de problemă, perfect, atât. Astea aveam 7 deja, dar nu cred. O, am 15, serios. Stai, am mai pus eu la făcut ceva? Nu, n-am. Aba, da, am pus. E, nu-i bai. Luăm ăsta. Nici. Așa, și facem. Bine, mai trebuie... Arcstone-uri. Avem Arcstone-uri de ne dăm de peste cap. Bun, avem și Arcstone-urile. Ia să închid eu ușa, chiar mi intră crabi. Și am pus eu degeaba gardul ăsta, tot îmi intră crabi în casă. Ăștia, serios, n-au casele lor, fraților. Cred că îi ademenesc pe toți și îi pun în... îi pun așa, în groapa aia acolo. Ia stai, că avem eu ceva. Ia să văd dacă pot să prind un crab de ăsta. Ia, unde era ăsta? Un... Trebuie dușul acela, că trebuie să-i dușăm sau ceva de genul pe dată. Dar unde e? De ce să-l punem aici? Ne trebuie acel duș. Am văzut undeva pe aici, apară că... Ups. Sau aici era. De Dumnezeu e dușulețul ăla? E? Probabil voi l-ați văzut deja și râdeți de mine că eu nu-l găsesc. Sau poate chiar nu-l am. L-am pierdut, ca un ablece zis. Uite-l, mă, frate. Uite, vă vedeți, râdeați de mine, pare. Hai să mergem la un crăbușor de la după-l zidim. Ăsta e alesul. Dați, ne punem. Îl dușăm. Ia, vină cu a. Puteți să-l facem de companie? Îl dușăm repede, că uite, avem mănușica de asta, așa. Mai dușăm. Uite, s-a rușinat, cred că a pus mâinile la ochișori, așa. Uite, e rușina, măi, frate. Nu te rușina. Asta mai dăm, nu știu, dăm de multe ori cu dușul ăsta, pentru că nu avem nimic de pierdut. Gata? Hai să-i dăm și cu clopoțelul ăsta. Dar o să atace ăștia, ia stai să-l omor eu pe ăsta. Ăsta o să atace. Ei, ăsta s-a speriat. Nu te speria. Băi, stai pe loc, stai. Stai, stai că nu ți fac nimic, uite, stai că îți dau cu dușul. Ia uite-l, aaa. Cu dușulețul. A, îți place, nebunule. Haide, 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 haide. Mai dăm o dată și după îl zidim aici. Ia, hai să-l zidim. S-a sui repede. Gata, l-am capturat aici. Bun, nu mai are ce să facă. Nu, asta trebuie să o scot eu. Așa, bun. Hai să punem ăsta atunci. O bag cu bestie aici. Ia uite-l, mă, pe unde a ieșit? Că stă. A, bă, nu stă, s-a enervat. S-a enervat, fraților. Hai că-l ademenez din nou în groapa asta aici. Că stă în groapă aici, uite-mă. Vino cu a, vino cu a, vino cu a, uite, stai aici, uite. Nu, mă, unde tot iese?
pot să-l zidesc. Ah, viața asta. Nu, bă, ăsta s-a suit aici peste mine. Hai, vină încoa, vină încoa, vină încoa. Cred că nu mai mă atac acum. Bă, nu știu cum să-l zidesc. Ia, hai să luăm mai multe de-astea. Are al naibii sare o grămadă. De treci, mă, acolo. Și acolo. Treci, treci, haide, haide. Așa, și-l zidim acum. Așa. Perfect. Dar nu prea mai avem ce să-l zidim. Magneți. Nu că ăsta, nu știu, găsește tot timpul pe undeva pe unde să iasă. Gata. Mai ieși, mă, frate, de aici. Uite, are pe aici. Ia uite-l, mă, că ai ieșit nenorocitul. Putu-ți Dumnezeii tăi. Îmi consumi și tot magnetul. Nu, lăsăm, fraților, că nu pot să-l prind. Cu porcii a fost mai ușor, nu știu, parcă a fost mai împăciuitor așa porcul. Pe lângă răbulețe. Și nu înțeleg ce se întâmplă dacă eu le dau cu cântecol așa. Pe enervează atât de tare. Ia du-te, băi, de aici. Eu am vrut să te fac animalul meu, să-ți dau să mănânci și chestii. Nu faci pe niznaiul. Nici nu-l mai băgăm în seamă, fraților. Hai să vedem ce ne mai trebuia pentru asta. Bun. Hai că am făcut-o. Acum ce zice? Magic. Ok. Hai că ne-am făcut. Unde-i? Ăsta-i. Ia. Păi nu-i la fel, măi, frate. Care e așa mare diferența? Da, doar. Serios, frate. Am făcut sau avem 16 și nu face nimic cu el. Ce mai putem să mai craftăm? O să ne trebuia craft Arctic Lantern. Păi aveam deja asta, nu? Deci, hai să mergem cu asta și la grădină, să vedem dacă facem ceva și cu ele, dacă lumina lor ne ajutăm. Dacă nu, băgăm noi picioarele la aia la grădină și mâncăm ciuperci toată viața. Hai să scot astea. Așa nu se fertilizează, nu face absolut nimic. Așa, și acum... O, degeaba, mă, frate. Le-am pus de pomană. Nu se întâmplă absolut nimic. Da. Eu am încercat. Bun, nu uitați, dacă vă place seria de Creativer, să apăsați butonul de like și un share și un subscribe. Mă ajută tare, tare mult. Eu o să închid episodul acesta aici. Data viitoare o să mergem în explorare către tărâmul acela înghețat pentru a căuta Miru Ice din acela, să ne facem... Să ne facem cealaltă săbiuță. Eu am fost eu, bum, sper că v-a plăcut. Vă las cu priveliștea asta așa foarte, foarte faină. Salutare!